Salut și bine ați revenit, guys! Azi mergem peste ocean, în Canada, să vedem probabil unul dintre cele mai frumoase lacuri glaciare de pe glob. Este vorba de lacul Moraine, o întindere de apă aflată în Parcul Național Banff, în Alberta, Canada. Lacul Moraine e situat la o înălțime de aproximativ 6180 de metri, fiind înconjurat de crestele înalte ale munților din jur. Cadrul natural este magnific și creează locul perfect pentru a-ți petrece o după-amiază relaxantă alături de prieteni sau de cei dragi. Turiștii aleg să viziteze zona în care se află lacul Moraine, în primul rând pentru a se bucura de peisajul superb, dar în regiune se pot practica mult mai multe activități interesante. Împrejurimile sunt un adevărat labirint, fiind alcătuite dintr-o multitudine de trasee ce se parcurg pe jos. Rock Pile este cel mai frecventat traseu, un drum cu o lungime de 300 de metri, care presupune și urcarea în altitudine cu 24 de metri. Priveliștea spre lac, dinspre punctul maxim al traseului Rock Pile, este minunată. Din această perspectivă, Moraine se dezvăluie în toată splendarea sa. Împrejurimile sunt alcătuite și din trasee mai dificile, care urcă spre altitudini mari, acolo unde relieful este mult mai abrupt și mai greu de parcurs. Aceste trasee sunt destinate persoanelor cu o condiție fizică foarte bună și care nu se sfiesc atunci când aud de cuvântul aventură. Dacă ideea de a urca pe munte și de a face efort nu surâde, trebuie să știi că zona oferă mai multe posibilități de petrecerea timpului. Una dintre ele este o plimbare pe lacul Canoia, o activitate relaxantă care va dezvălui mult mai multe aspecte interesante legate de această zonă. Culoarea unică a acestui lac este cauzată de reflecția luminii și de particulele fine de piatră depozitate în lac de către ghețarul din zonă. Aceste particule fine de rocă se mai numesc și făină de rocă. Vederea impresionantă a munților din jur și a vârfurilor lor înzăpezite contribuie de asemenea la unicitatea și faima lacului Moraine. Vederea lacului Moraine cu munții din jur în fundal este deseori numită și vederea de 20 de dolari, deoarece a fost prezentată pe bagnotele de dolari emise în Canada între anii 1969 și 1979. Și acum câteva lucruri utile. Cum să ajungi la acest superb lac? Păi, din Banff se poate ajunge la lacul Moraine cu Hop on a Banff. Este compania de turism afiliată acestui parc național și te poate duce direct la lacul Moraine și lacul Louis, un alt lac glaciar care se află la 14 km de acest lac. Costul unui bilet este 60 de dolari pentru o persoană adultă și 45 de dolari pentru copii. De asemenea, mai poți merge și cu un shuttle. Aceasta e varianta mai ieftină pe care poți să-l iei din zona lacului Louis, mai exact Samson Mall, și costă undeva la 25 de dolari biletul dus întors Samson Mall, lacul Moraine. Pentru cei care doresc să petreacă mai multe zile în această zonă, să știți că există o multitudine de complexuri turistice unde puteți găsi cazări la toate prețurile pentru toate bugetele. So guys, hope you enjoyed. Un subscribe și un like m-ar ajuta enorm. Și mulțumesc încă o dată pentru susținere. See you next time!